Liderii liberale au convocat o ședință de urgență care va începe în mai puțin de 2 ore. Colegul meu, Cornel Chitucea, se află la sediul PNL și ne aduce acum ultimele informații. Bun găsit, Cornel, te urmărim. Bună dimineața, Dan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! La ora 11, aici, la sediul PNL din capitală, vor ajunge liberalii pentru a discuta, în primul rând, potrivit surselor noastre, legate de această nominalizare pe care aceștia au făcut-o pentru funcția de secretar general și care a fost respinsă de către premierul Marcel Ciolacu. Vă reamintesc că spunea noul șef al executivului faptul că nu rezonează cu propunerea făcută de către liberali, astfel încât ar fi spus deja fostului premier Nicolae Ciucă să înainteze o altă propunere pentru funcția de secretar general al guvernului. Pe de altă parte, vedem că, potrivit surselor noastre, colegii de partid ai liberalilor i-ar fi spus deja fostului premier Nicolae Ciucă să găsească o soluție pentru a nu ceda presiunilor venite din partea social-democraților, care vedem conduc Palatul Victoria. Vom vedea dacă în această ședință vor încerca liberalii să găsească un alt nume pe care să-l înainteze ca și propunere noului premier sau nu, pentru că am văzut în momentul de față Mircea Brudean este singura propunere făcută de către liberali și vedem că, potrivit surselor noastre, se cunoștea deja faptul că membrul acesta ar urma să ocupe funcția de secretar general în cadrul guvernului, înainte ca Marcel Ciolacu să fie investit în funcția de premier.